Pe parcursul discuțiilor avute cu domnul ministru Sturza, am subliniat excelentele relații de colaborare dintre instituțiile noastre. Am discutat principalele domenii de interes reciproc, care vizează în special instruirea în comun a forțelor armate, furnizarea de asistență în vederea continuării procesului de reformă și modernizare a sistemului de apărare al Republicii Moldova, precum și pregătirea personalului. Și aici, domnule ministru, este exact ce prezentați și dumneavoastră, participarea la programele de exerciții comune în 2018. Eu zic că este un an bogat în astfel de exerciții și prezența militarilor moldoveni alături de militarii români nu poate decât să sporească, așa cum spuneați, gradul de interoperabilitate, de schimb de experiență și, până la urmă, de formare, de spirit de echipă între cele două armate. Totodată, am căzut de acord să dezvoltăm cooperarea practică. Nu doar prin exerciții, dar și prin tot ceea ce înseamnă instruirea în domeniul academic-militar. Am acoperit anul acesta solicitarea dumneavoastră, e vorba de 41 de militari care se vor instrui în unități de învățământ militar românesc. Totodată, am spus, o repet și în fața colegilor din mass media, anul acesta am reușit să suplimentăm în număr consistent locurile din învățământul medical militar din România, la 200 de locuri, și vă adresăm invitația de a participa în acest sector. Eu cred că este unul extrem de important pentru toată lumea. Și totodată vom continua să vă sprijinim cu experți pentru modernizarea Academiei Militare Alexandru cel